Înainte de începerea reglajului la rulmenții de presiune, pedala ambreiajului principal trebuie să fie în poziție neatacată, în poziție de lucru. La fel, maneta de cuplare a prizei de putere trebuie iar să fie poziția de lucru necuplată, adică rulmenții să nu fie atacați. Încerc să vă prezint o metodă de reglare pe care eu o folosesc, foarte eficientă și fără riscuri în momentul montării să nu fie reglat bine. Să vă prezint această metodă. Așez pe axul prizei de putere o liniar așezat pe suprafața carcasei ambreiajului și vom măsura cu un șubler distanța între rulmentul de presiune și marginea liniarului, marginea exterioară a carcasei ambreiajului. Trebuie să avem 100 de milimetri. Această distanță nu poate fi exactă, că diferă de la un motor la altul. Aceeași măsurătoare o efectuăm între rulmentul de presiune de la ambreiajul cutiei de viteze și marginea interioară a liniarului. Aici avem 82 de milimetri. Pe urmă vom trece la reglarea pârghilor de debraiere în funcție de aceste distanțe.